Aici este cu noi, ca să-i spunem așa, eu las în corola, că mi-e drag de unul de alta și plus că mi-a făcut și cadou, deci m-a... Am atins-o de trebuie. Asta mi-a descoperit punctul G. Fix cu lănțișorul, adică să ne înțelegem. Bun. Eu l-aș încorona regele TikTok-ului. Domnește. Din România. Pupi. Adică prinț. Prinț, da, prințul TikTok-ului. Bun. Super. Povestește-mi, zi-mi. În primul rând, asta voiam să zic, în primul rând, cred că aș vrea să ghicesc ce piesă a pus Lorena săptămâna trecută. Măi, a fost pe Justin Bieber, Peaches. Da, Peaches. Deci, n-avea cum. Atât de evident. Playlist-ul chiar nu mai țin minte, că a ales ceva piese. Românești nu mi-aduc. Fost ceva românesc, Alina? Nu mai e. Dacă vrei să-ți reproduc ce mi-a zis Alina, nu vrei să știi. E greu de reprodus. În fine, muzică, da, pe bunoci, știi, din okay. muzică. Adică okay. să ne înțelegem. Aia mari. Aia mari și frumoși. Aia zic că dacă tot a avut un... Mic și frumos, mic și a trecut la altă categorie. A zis să treacă și la aia mari, la fel de frumoși însă. Da. Bun. Hai să vedem ce s-a întâmplat, că ai zis că poți vorbi cu lejeritate. Da, 100%, pentru că toată lumea se aștepta ca noi după ce, gata, după ce relația noastră s-a terminat. Război total, mă, da, îți dai seama, vloguri, ne înjurăm, ne omorâm, ne asta. Ideea este că pur și simplu... Noi ne-am dat seama că dacă vom continua cu relația asta, va deveni toxică, înțelegi? Pentru că e tare să activezi în același domeniu ca partenerul tău, înțelegi? Numai că domeniul nostru e chiar același 100%, adică nu era nimic diferit, știi? Și la un moment dat transformasem relația într-un job, era jobul nostru, să arătăm bine împreună, să fim, înțelegi? Plus de asta, păi intimitatea... Nu i-a plăcut povestea. Pe cine a deranjat în primul rând? Pe niciunul, pentru că noi suntem, adică pe amândoi practic, pentru că noi suntem la fel din punct de vedere al caracterului, să zic așa. Așa. Înțelegi? Și știa și ea când mă deranjează ceva și știam și eu când mă deranjează ceva și ne prindeam de lucruri, oricum. Și când cântați pe și când nu. Poftim? Da, și ideea e că pur și simplu ne-am dat seama că va deveni ceva toxic și că mai bine rămânem prieteni și că prietenii stă bine. Acum a fost o perioadă de acomodare, de nu mai suntem împreună și nu mai trebuie să ne vedem zilnic și nu ne mai pupăm și nu ne mai iubim și nu ne mai luăm în brațe. Înțelegi? Și a fost o perioadă așa în care nu prea ne-am mai văzut, nu prea ne-am mai... Dar acum suntem într-o continuă creștere a prieteniei noastre din nou. Okay. Pentru că eu și cu Lorena, înainte să fim împreună, am avut o relație destul de ok de prieteni, destul de nice. Am avut un copil. Bă, dacă toți sunt la televizor, frații mei, Lorena nu este însărcinată, vă rog frumos, intrați la ea pe YouTube și uitați-vă la vlog, că nu mai pot, nu înțelegi. Deci după ce noi am făcut un vlog despre awareness împotriva fake news-ului, pentru că toată lumea dădea fake news-uri în momentul ăla despre noi, că suntem împreună, că nu suntem mai suntem împreună, că avem copil, că... Deci a existat acest zvon că ea ar fi fost însărcinată? Da, a existat deci acest zvon. Eu habar n-aveam, deci n-am avut nici cea mai vagă idee. Eu am dat-o așa, pur și simplu, mi-a venit... Da, și am zis, hai să mergem mai departe. A pus Lorena o poză ca și cum ar fi însărcinată, știi? Și am făcut un vlog în care vorbim. Și zgândării puțin. Păi da, pentru că noi tocmai asta am vrut să demonstrăm. Noi am vrut să demonstrăm că este atât de ușor să păcălești oamenii cu fake news. Pentru că asta se întâmpla în momentul ăla peste tot, cu COVID, cu toată lumea, toate lucrurile. Nu mai știi ce să crezi, nu mai știi la ce să te uiți și ce să vezi real la televizor și numai la televizor și în online. Și am vrut să demonstrăm că e foarte ușor și că trebuie un pic să ai puțin creier, să-ți cauți informația și să-ți dai seama care este informația potrivită pentru tine. Și de acolo, în momentul în care nu ne-am despărțit, nu știu cum, bă, mă așteptam să-mi iau hate. În momentul în care faci online, ascultă-mă puțin că nu ești pregătit, în momentul în care faci online, îți asumi că urmează să fie oameni care nu te plac, înțelegi? Când ești vizibil pentru o mare de oameni, din 100, poate 90 nu te plac. Aia e ce să faci, înțelegi? Milion de neșansă, noroc asta de fatalitate. Zic. Da, dintre toate lucrurile și dintre toate motivele pentru care aș fi putut să-mi iau hate, mi-am luat hate că sunt un tată denaturat. N-au pe asta. Pam, pam. Bă, sincer, mă așteptam să mă facă toată lumea în toate felurile. Tată denaturat. Scoate-l pe la mic, de unde-l ții? Bă, sincer... Nu știu, să ne sune Lorena, să ne zică ea, Lorena, unde ții copilul, că mă scoate din beci. Doamne, e ceva, tată a fost denaturat. Ceva. Imaginează-ți. Ce drăguț. 23 de ani și tată denaturat. Stai, ho, că am văzut băieți la 20 de ani tătici deja. 100%, dar eu nu... Dacă și vă zic și de acum. Dacă e să-i cauți conferentari, știi cât sunt? Ce geagii.
Nu, ideea este că pur și simplu nu, de la început am zis că nu mi-aș fi asumat așa ceva încă. Ești copil. Asta zic. Și chiar dacă lumea zice, băi, 23 de ani, stai frate puțin, am 23 de ani acum, 23 de ani acum, 23 de ani erau altceva. Uite, mama la 23 de ani mă avea și pe mine și pe sorbea. Spre exemplu. S-au eu la 23 de ani nici măcar nu-mi trece prin cap vârsta la care. S-au grăbit ai tăi, probabil. Bă, nu știu. Probabil. Dacă spun sincer, probabil s-au grăbit. Că... Bă, e bine că s-au grăbit atunci. Dacă e să o luăm așa, mă bucur că s-au grăbit, mami și tati, bravo. Bravo. Le dedicăm o piesă? Lui mami și lui tati. Da, și lui tati. Mamă, mă era prin surprindere. Stai un pic că trebuie să mă gândesc că trebuie să fie cu sentimental, că dacă se uită mama trebuie să plângă, trebuie să astea. Deci fii atent, dacă ce place lui mami, dacă putem să facem asta, fii atent. Nu, este un live al Deliei. Când cântă pentru mama ei. Da, și de unde să-l iau? De pe YouTube. Nu știu dacă avem voie, nu știu. Întreabă pe Alina în cască. Alina, da, da, Alina. Da, Alina, da. Putem să luăm live-ul ăla? Și mai dă o variantă în caz de nu vrei să luăm Cristina Aguilera Beautiful. Că e de plâns. Da, dar nu-i zic lui mama că e frumoasă, că ea știe deja, că uite cum am ieșit, păi, și eu, dar trebuie să... Păi tu, dacă ești atât de frumos, mami e și mai frumoasă. Hai, în cazul în care, Alina, îmi place mie piesa aia cu Aguilera, e de vis. Bine, fii atent, dacă dar vrei, pună... Da-ți dai seama. Vis, și o să plângă mama, cum o cheamă pe mama? Pe Mirela. Mama. Cum? Mami Mirela. Mirela. Și tati Marian și sora mea, Iami și pisica Miții. Mama e Nuții, tata e Fane. Și mama e Luminița de la țară. Vis. În cazul în care nu reușim să luăm, deși mi-aș dori să o văd, mamă, pe Delia... Mamă, și eu s-o plângă mama, s-o pun pe story! Ce piesă exact din live-ul ăla? Deci, pot să scot telefonul să mă uit repede? Și altceva dacă vrei. Nu vrem să scoatem altceva, televizor. Da, se poate face blur. Fii atent, deci am deschis telefonul și în loc să intru pe YouTube, pe ce crezi că am intrat? Pe TikTok. Bine. Deci care e piesa din live-ul Deliei? Pentru tine, mamă dragă, se numește, pentru uite. Pentru tine, mamă dragă. Asta e. Ia, gata, e ok, îl vede, știe Alina. Vedem pentru tine, mamă dragă, doamna Mirela, din partea prințului Luis. Mami, să plângi, să te pui și eu să fac like-uri, să fac content. El de fapt asta își dorește. Un pic, cum adic, că trebuie să vezi o oportunitate. Deci pe lacrimile, mami, tu vrei să-ți iei parai. Nu, dar sigur o să fie șocată că am ales asta, nu cred că se așteaptă. Corect. Să țin minte că îi place așa mult asta. Frână, vedem Delia și revenim.